Așa cum sunt, acum este răspunsul meu, așa cum sunt eu, era alegerea firească. Eu am spus, fiind întunată către partea asta, mai nu neapărat dark, mai așa, mai pe paranormal, pe fantasy, era normal să scriu fantasy, ca debut, ca roman de debut. Citiți fantasy? Nu. Nu. Scrie nu sunt cititor de fantasy. Am citit fantasy, dar nu sunt cititor de fantasy. Citesc mai degrabă SF. Da, și clasici. Îl iubesc pe Sadoveanu, sunt îndrăgostită de Rebreanu. Când vreau să mă relaxez, pun mâna și citesc, recitesc pentru a nu știu câte oară Frații Jderi. Cam așa. Deci nu sunt cititor în pătimii de fantasy. Dar nu am citit-o. Am văzut filmele, dar nu am pierdut. Da? O să-mi fac temele data viitoare și nu știu. N-am citit foarte mult fantasy. Am citit fantasy-ul devenit deja clasic, Tolkien și așa mai departe, dar mai puțin. Dar v-am spus, era alegerea firească să încep cu fantasy. În schimb, voi am un plan, o carte psihologică. Atât să vedeți. Și apropo de genuri, n-aș putea să scriu niciodată un romans pur. O poveste de dragoste, nu aș putea să scriu. Bine, dar n-aș vrea să scriu. Că de putut bănuiesc că aș putea așa. O poveste de dragoste este... Nu, am menționat un romans. Deci un romans, romans. Nu, n-aș putea. Facem un pariu să ne vedem aici, peste un an, să vedem ce s-a întâmplat din tot ce am spus de până acum, că nu vom face, nu vom trece. Ne priviți peste un an? Am făcut provocare. Da, da, da. O să scrie romans și Nicoleta tot o să scrie persoană. Nu că e simplu. Băi, la mine tot nu e romans. Nu e deloc simplu. La câte cărți am ieșit în ultimii 10 ani cu bambini, e o provocare să fii cu ceva nou pe viață ca să la câte sunt, nu e ușor deloc să scriu oameni din punctul meu de vedere. Cititor de fantasy. Mulțumesc frumos! Am citit printre rânduri. Facem chestia asta? Care? E o carte cu oameni? Improvință. Improvință. Am străduit să termin pe cel ce hai să ne luăm un, așa, un marjă de 2 ani. Fără termen, da. Mă bag. Fără termen. Așa facem. Da. Dacă mai aveți întrebări, nu-i place, noi am stat mult aici. Suntem vorbărețe. Nu cred că v-ați dat seama. O întrebare? Păi, ce să vă spun? Ce să vă mai povestim? Trecem la facere? Un dans? Facem un dans? Momentul artistic este pregătit, este exersat pe plajă. Este exersat pe plajă la Bulgaria. Sunt poezie. Da, te rog. Dacă mi-a dat și te rog frumos telefon care e undeva pe acolo. Întrucât urmează să lansez un volum de poezie, o să închei. Așa îi place, să închei apoteotic cu poezie. Și să mi-o da mie așa, că eu nu poezia mai. Că nu le țin minte pe mine afară. Sunt, da, ultimele... Asta. E tot de toamnă. E toamnă, te iubesc ca în fiecare vară. Îi exprimă bărate de frunze verzi nepoapte. Îți simt a ta privire la fel ca prima oară când mângâierea ta mă duce plâng în noapte. E toamnă, frunzele ne aduc din nou aminte. Să prețuim iubirea și în suflet să o păstrăm, căci toamna noastră vine, deși încă-i cu minte, dându-ne cu belșug tot ce putem să luăm. Și pentru că e toamnă, o frunză rucinie păstra-o voi în păr, cu gândul doar la tine. O voi păstra în taină, să-mi fie mărturie, să o privesc cu dragă iarna care vine. Și pentru că e toamnă, mă întorc gândind la vară, să retrăiesc magia pierdută dintr-o harpă și să-mi aduc în simțuri pentru a câta oară parfumul ce-am păstrat. Vă mulțumim mult că ați venit. Situăm.
Sunt ok. Da.